Spun antreprenorii nu vreodată? Răspunsul meu este că da, antreprenorii spun de foarte multe ori nu și spun nu răspicat în multe momente. Spun nu inconștient la multe. Poate să spună nu la viață personală, poate să spună nu la sănătate, poate să spună nu familiei, poate să spună nu prietenilor, poate să spună nu hobby-urilor. Cum? Alegând să muncească non-stop, alegând să fie prezent în afacere și să nu fie prezent în celelalte arii ale vieții lui. În business, când spun antreprenorii nu? Sunt mai multe categorii de a spune nu în business. Odată este atunci când te uiți la profitul pe care l-ai făcut, la banii pe care i-ai de investit și alegi să investești într-o anumită direcție și să nu investești în alte direcții. Deci atunci când alegi ce investiții faci, de fapt spui nu la o serie de multe alte posibilități de a utiliza acei bani. Ce părere aveți voi? De câte ori ați spus nu, conștient sau inconștient? Cum v-ați dat seama și haideți să vedem în comentarii cum ați tratat voi momentele în care a fost nevoie să spuneți nu sau da.